Bună seara, dragi români! Bine ați venit la emisiune culturală din cadrul Centrului de Excelență în promovarea creativității românești Dabli. Avem plăcerea de a vă prezenta invitatul nostru, Florian Zapra, producător, regizor, actor și director al Festivalului de Film și Muzică, să spun corect, din Dublin. O să ajungem, da, Festivalul de Film, de Scurtmetraj și Muzică Dublin. Bine ai venit, Florian! Bine v-am găsit! Mi-am notat în mare câte ceva. Un gând al tău tinde să devină un mare citat prin înțelepciunea lui, cu priză la toți cei care te cunosc, mai ales prin curățenia faptului, așa cum l-ai redat lumii. Ai spus, în drumul nostru spre nicăieri, definiția fiecăruia o găsim în ceea ce facem și mai puțin în ceea ce spunem. Și dacă ar fi să mă întorc să iau totul de la capăt, aș face tot la fel, nici mai bine, nici mai rău. Acum, spune dacă acest drum spre nicăieri te-a făcut o persoană mai puternică decât erai înainte. Spune dacă acest drum al străinătății te-a schimbat și în ce fel. Da, eu cred că drumul străinătății m-a schimbat înspre bine. Și când am spus că dacă m-aș întoarce înapoi, aș face tot la fel, asta cu siguranță aș face tot la fel, pentru că am auzit foarte multă lume spunând dacă aș putea să mai dau timpul înapoi. Dar eu zic că fiecare dintre noi suntem unic și dacă ne-am întoarce înapoi, probabil că am schimbat unele lucruri, dar nu ne-am schimbat pe noi prea mult, în primul rând. Și când am spus asta, mă refeream doar la mine, nu vorbesc în numele altcuiva. Așa e. Și străinătatea pe noi care suntem aici, probabil că ne apropie mai mult de cei de acasă decât dacă am fi acasă lângă ei. Și anul acesta am trecut printre câteva momente mai puțin plăcute și mi-am dat seama că fiind străin apropii mai mult de cei de acasă decât dacă probabil aș fi petrecut ultimii 10 sau 13 ani aproape de ei. Da, frumos. Asta pentru că trebuie să prețuim persoanele din jurul nostru, persoanele apropiate în nouă, atunci când le avem și nu când e mai târziu. E valabilă, da, vorba asta, nu? Știm că debutul în arta cinematografică l-ai făcut în Irlanda. Cum a început această poveste? Ai făcut cursuri de dramă part-time deoarece munceai și nici acum nu e o perioadă de relaxare. Ba, dimpotrivă, te împarți în și mai multe locuri. Să intuim cum? Să îmi spui dacă greșesc. Te împarți victorios între școală, muncă, festivalul de film, producții de filme, de scurtmetraj, videoclipuri. Deci, cum a început această poveste a filmului? Povestea filmului, întotdeauna mi-a plăcut filmele și am avut o inclinație spre actorie, dar n-am avut niciodată șansa să merg la școală, probabil, și împrejurimile unde am crescut la țară și apoi am plecat la oraș, m-am întors înapoi la țară. Când am avut ocazia să plec, să fug de acasă, am plecat spre Dublin. Aici am făcut cursuri de dramă, pus în printre muncă. Munceam 4-5 zile, 2-3 zile le petreceam la școală. Apoi am hotărât să, după ce am terminat școala, m-am hotărât să fac un film. Și așa am ajuns să produc filme. Într-un fel, cred că îmi place mai mult să produc decât să
fiu în fața camerei. Îmi place mai mult să, să fiu în spatele camerei decât în fața camerei. Uh-huh. Cu ce mare actor ai jucat și ce amintiri haioase ai cu ei? Cu cel mai mare actor cu care am jucat, Gerard Depardieu, în Asterix și Obelix. Și mă aduc aminte că am filmat 3 zile, el a fost acolo doar 2 zile, iar când trebuia să meargă la baie, eram în, la WC, când eram în mijlocul naturii, avea costumul de Obelix și nu se putea să meargă pe picioarele lui, avea un cărucior electric, se urca în cărucior, se rola, urca în cărucior, mergea în pădure, pe care venea înapoi și tot așa se vedea jos. Deci asta. Primul tău proiect ca producător a fost un film de scurt metraj care se numește Clown. Ai fost nominalizat de 4 ori și ai câștigat 2 premii. Ce ne poți spune despre Clown? Cine sunt actorii? Fiind primul tău proiect ca producător al unui scurt metraj, e o realizare colosală. Dacă ne gândim că ai câștigat 2 premii, spune-ne povestea acestor clown. Unul dintre de prietenii mei, un indian, Biju Nair, el a venit cu ideea, îl cunoștea pe regizorul din Galloway, pe Steven, și el a venit cu ideea să mergem la Galloway să vorbesc cu regizorul și să facem filmul scurtmetraj. Eu am văzut scenariul și mi-a plăcut foarte mult. După care am început producția filmului. Actorii sunt din Galloway, deci compania de film cu care am lucrat, ei au făcut castingul, deci ei au ales actorii și sunt actori care locuiesc în Galloway. Și am filmat în 3 zile am filmat 15 minute de film scurt. Am terminat probabil mai recent bine după 5 luni post-producție. La primul festival care l-am trimis a fost nominalizat pentru cea mai bună comedie. Apoi cu timpul, în curs de 2 ani, am avut 4 nominalizări, 5 nominalizări și 2 premii. Foarte frumos, foarte frumos. Fiind aproape de 13 ani în Irlanda, vreau să te întreb, tu fiind aproape de 13 ani în Irlanda, vreau să te întreb dacă ambiția ta de simplu om e acum de 2 ori mai mare decât cel de acasă din România. De ce întreb asta? Pentru că munca pentru străini e de 10 ori mai copleșitoare decât munca pe care am face-o acasă. Pentru că noi, cei veniți aici, nu trebuie să uităm niciodată că nu suntem de aici. Efortul de a promova munca ta e o valoare. De aceea spun că trebuie o ambiție nebunească să vrei, dar mai ales să poți ieși în fața străinilor și să le expui, de fapt, visul tău. Ce ne spune Florian de omul Florian? De visele lui, de dorințele lui, de plăcerile lui. În primul rând, nu știu dacă aș fi stat în România, ambițiile mele ar fi fost la fel, sau eu de obicei sunt un om ambițios și dacă ceva nu-mi iese sau dau greș, mă ambiționez mai tare și atunci nu renunț până când lucrurile ies cum vreau eu. Dar, cum ai spus și tu, lucrurile pentru noi aici sunt de 10 ori mai grele, asta e adevărat. Pentru că, adevărat că și în țară sunt fel și fel de oameni, ca și aici, dar am dat peste oameni ciudați care m-am înțeles foarte greu. Care, la un moment dat, chiar mi s-a spus că eu nu sunt din împrejurimile astea. Dar
să nu uit că nu sunt din împrejurim și n-am uitat că nu sunt din împrejurim. Dar, și cred că toate vorbele astea și acțiunile lor te face pe tine și mai puternic, da. Și stai și mai vertical și atunci spui, domnule, eu trebuie să reușesc să fac. Eu sunt, da, eu sunt de român și nu dau înapoi ușor. Da. De aia spuneam că ambiția noastră e de 10 ori mai mare în afară decât aia pe care o simțim când suntem la noi acasă. Pentru că pasul pe care îl faci pe pământul tău de acasă e mai zdravân și aici parcă totuși ți-e frică, nu de tine, de felul cum ești privit, cum ești judecat, nu de acțiunile tale pe care le faci tu acum, ci a celor care au fost înaintea noastră și și-au făcut ce-au făcut. Au făcut, da. Da. Dar istoria noastră a românilor și a ceea ce au făcut strămoșii noștri nu poate să o schimbe nimeni în 20 de ani. De aceea eu cred că dacă s-ar promova mai mult cultura și ce avem noi frumos în țară, eu zic că ultimii, 10-15 ani s-ar șterge cu buretele. De acord, Florian, dar nu poți tu un singur om să faci asta. Păi trebuie să fim toți, da, uniți, să facem toți fapte bune și să ne povestim despre istoria noastră, folclor, muzică, cultură, artă, tot ce e. Pentru că suntem un popor foarte valoros și toți românii de aici și de unde se mai află în alte țări europene trebuie să facă lucrul ăsta, să ducă numele României mai departe, așa cum ar trebui. Da, eu zic că dacă ne-am ajutat mai mult unii pe alții, ne-am susține mai mult unii pe alții, am reușit să facem împreună lucruri frumoase. O să facem. Eu sunt convinsă că tot românii din Irlanda și o să participe și o să facă, pentru că noi trebuie să fim uniți, să fim o plămadă bună, în primul rând pentru noi, ca nație, și să schimbăm forma aluatului, să mai stăm acolo adunați. Ca... Da, în primul rând noi ar trebui, care suntem în afară, pentru că cei din țară, mai mult sau mai puțin forțați de împrejurimi, ei nu pot să promoveze sau să, chiar și dacă încearcă, noi care suntem aici, noi putem să ducem cu astea înainte, spre bine. O ducem, Florian, hai să vezi. Hai să trecem mai departe. Ai fost prezent la câteva festivaluri de film în acest an. Ai fost la Berlin în perioada 7-17 februarie, apoi la Cluj. Dar cel mai important a fost la Berlin. Cred, acolo unde festivalul de film de scurtmetraj de la Dublin pe care l-ai fondat a fost acreditat și ai putut să-l promovezi. La festivalul de film din Irlanda, Limerick Institute of Technology Film Festival, particip cu filmul Prin ochii lui, la care de fapt ai fost nominalizat la categoria cea mai bună poveste scenariu. Ce ne poți spune despre toate aceste prezențe ale faptelor tale? La Cluj am participat anul trecut, în octombrie, cu un film de 4 minute, se numește Oz, da. Comedie. Am fost la Cluj 4 zile, după care trebuie să vin la Dublin. La Berlin am fost acreditați pentru festival, acolo unde am putut să merg la Film Market, unde m-am întors acasă cu un număr de în jur de 500 de filme de scurtmetraj, din care am văzut cam în jur de 100. Mai avem încă 400 de vizionalizat și o să alegem pentru festival. Deci aici, practic, la Berlin a fost o expoziție de filme unde tu puteai să ții... Eu am mers cu... am prezentat ce promovează festivalul meu și am întrebat dacă domnile lor au sugestii pentru noi, pentru festivalul nostru. Și m-am întors cu 500 de filme. Au fost foarte încântat să afle ce promovăm, filmmaker și artiști. Noi promovăm și
Victor. Anul ăsta am vorbit cu un român, Emanuel, și probabil că el o să facă picturile pentru festival. Victor așa. Din Irlanda? E român, dar locuiește aici ceva timp. Român în Irlanda? Da. Care pictează, am văzut câteva din lucrările lui și are un talent foarte bun. Păi foarte bine, uite, să-l promovăm și pe Emanuel. Da. Strălușim de el. Păi el o să vină, o să vă fac eu cunoștință cu el și ce lucrări are. Ți-a fost vreodată atât de greu încât să-ți treacă prin cap ideea renunțării? Greu mi-a fost, dar nu m-am gândit niciodată să renunț. Dacă ceva s-a întâmplat sau știu eu, sau cu festivalul să nu mai avem succes, o să începem alt festival. Sau dacă o să facem un film care să nu aibă succes, o să facem alt film. Așa trebuie gândit. Sau dacă știu eu, ceva se întâmplă, luăm de la capăt. Luptăm. Povestește-ne despre festivalul de film de scurtmetraj și muzică Dublin. În ce an ai început acest festival și care a fost impactul cu ceilalți în lumea filmului? Am început după ce am terminat filmul Clowns. Am dat un anunț la ziar. În 2011. Da, că mai căutăm câteva filme de scurtmetraj ca să le ecranizăm cu al nostru. Uh-huh. Și după anunț am fost și cu numărul de 25 filme scurte. Și atunci ai spus să facem festival. Da, uite, să le ecranizăm pe toate. Foarte bine. Și asta a fost în 2010. După aia, în următorul an, am făcut un website. Am zis că o să dăm 6 premii. Am avut o artistă, o irlandeză, care acum recent a făcut un music video. Și încă o bandă din Monaghan, știi băieți, care au fost la festival. Și asta a fost anul trecut. Acum anul ăsta am intrat într-o cooperare cu un website din Germania care se numește Realport. Pentru filmmakerii care au filmele acolo, este mult mai ușor pentru ei ca să facă submisii la festivalul nostru. Am înțeles, au pe portal în jur de 4.000 de filme și 80 de festivaluri de film din întreaga lume. Deci nu e un număr mare. În jur de 800 de festivaluri de film în Europa. La Clermont-Ferrand, care e cel mai mare festival de film scurt în Franța, s-au înscris un număr de anul ăsta, s-au înscris un număr de 7.300 de filme scurte, dintre care s-au ales 177. Care e cel mai pretențios festival, așa după tine, din Europa? Prețios, adică foarte... Pentru filmele scurte e Clermont-Ferrand, pentru celelalte filme, cum ar fi de lungmetraj și scurte, e la Berlin, la Cannes. Mai sunt festivale în Spania, mai sunt în Italia, care sunt, astea două sunt cele mai importante, la Berlin și la Cannes. Acolo e un film market care nu doar cei care fac filme, ci cei care le cumpără. La Berlin și la Cannes. Ce ne poți destăinui despre filmul de scurtmetraj Animale, regizat de nigerianul El Atoigbe? Atoigbe. Nu e singura, de fiecare dată când... Atoigbe? Mergi la un festival sau ceva, are probleme cu numele. E un film de 10 minute, l-am terminat acum pe 2 săptămâni. Și e vorba despre doi prieteni care trăiesc într-o lume în care mâncatul cărnii, deci nu au voie să mânce carne. Uh-huh. Și unul dintre ei se scapă la carne, după care se destăinuie celălalt, iar celălalt vrea să-l bage într-o terapie, să facă să mai mânce carne.
În timpul terapiei aflăm că, de fapt, celălalt e zoofil. E o poveste ciudată, dar cu foarte mult umor. Și sperăm să participăm la câte mai multe festivale de comedie, pentru că foarte multe festivale acceptă drama, mai multe povestile de drama. Cum putem prezenta și noi filmul ăsta de scurtmetraj animale cumva pe site-ul Centrului de Excelență? Da, sigur. Da? Să vă dau, dacă vreți, o să avem un trailer și să dau să folosesc câteva imagini. Da, da, da. Cum merg pregătirile pentru festivalul anul acesta care începe în octombrie? Ce ne poți spune la ora actuală? Păi, acum săptămâna asta am început să lucrăm la website. Trebuie să-l terminăm până pe data de 20. 20 e duminică, mi se pare. Până 20, luni. Cred că. Da, după care o să deschidem perioada de submisii, perioada în care o să, probabil că o să vizionez o, nu știu, exact câte, dar câteva sute de filme scurte și încercăm să ecranizăm cât mai multe posibil. Și când am fost la Berlin, am fost și la standul României și am câteva, mi-a dat un CD cu filme românești de scurtmetraj și am dorit să ecranizăm cât mai multe posibil. Și câte o să primim din România, probabil că toate să le ecranizăm. Știu eu, 10, 20, 50, 20. Vreau să te mai întreb, ai în jurul tău și actori români? Până acum sau de acum încolo ai în plan? Eu lucrez cu singurul român care lucrez cu Cristian, care el băiatul care lucrează la website. Și actor român nu am lucrat încă. Nu am avut ocazia. Mai căutăm, în Irlanda poate găsim. Păi sper să găsim, da. Facem noi cursuri și facem. Așa, ești un iubitor al culturii și obiceiurilor noastre românești și asta se vede din plin prin tot ceea ce faci cu acest festival de film. Visul de a urma cu ochii închiși, drumuri închise, cu faptele de a deschide inimile oamenilor, face ca din nori să iasă raze de soare. Cum te simți atunci când aplauzele îți aduc răsunet de împăcare? Gândesc că pentru momentele astea, mai mult sau mai puțin, între noi trăim pentru aplauze care la final îți răsplătește munca. Azi, anul trecut am primit foarte multe felicitări din partea celor care au fost la festival. Dar la primul festival? La al doilea. Anul trecut, de fapt, al doilea. Anul trecut a fost la prima ediție a Dublin International. Dar bănuiesc că la urmă fiecare dintre noi, pentru munca depusă, mai mult sau mai puțin, merităm să fim felicitați. Vreau să-ți ofer revista ITA ca primul număr în care a apărut cu un articol. Sper să-ți placă. Mulțumesc. Și revista Itaca apare în formă publicată odată la 3 luni și invităm și dragii noștri români care ne urmăresc acum să citească revista Itaca. Ea este distribuită gratuit și pe această cale vreau să și mulțumesc tuturor autorilor care au participat la primul număr. Și să vină la întâlnirile. Da, și să vină la întâlnirile noastre. Care le organizați voi cum, nu cum vine. De la Cassidy Hotel, dacă. Fără frică să vină. Fără frică. Cultura nu strică. Cultura nu dăunează grav sănătății. Nu dăunează chiar deloc. Și eu, cu cât mai mult, cu atât mai sănătos. E o formă, e o hrană spirituală până la urmă, da. Care te face să te apropii și nu să te depărtezi de popor, de sângele nostru și așa mai departe. De exemplu, domnul Eugen Cojocaru
Un prieten de-al nostru din Germania ne-a trimis câteva cărți pentru centru de excelență. Printre care această carte vreau o prind în această seară și pentru că prietenul nostru Florian Zapre este alături de noi. Avem trei piese de teatru scrise în română, engleză, germană. Domnul Eugen Cojocaru a trimis, printre altele, și cartea aceasta pentru că a auzit de regizorul Florian Zapra și de actrița Simona Bercu-Bârsan și o recomandă, ne-a sfătuit să o dăm spre lectură dânșilor și dacă ceva le place de aici să fie jucat, pus în scenă și ce mai trebuie. Cuprinde trei piese, Mafia și Artisul, Adam, Eva și The Windows. Sper să fie o bună lectură pentru prietenul nostru și o dau spre lectură în această seară în fața dumneavoastră și de-abia așteptăm să-i aflăm opiniile. Ce să mai spun? Îți mulțumim pentru prezența la emisiunea noastră. Mulțumesc frumos. Felicitări, dragă Florian Zapra, pentru inima ta mare de român, dar mai ales pentru promovarea pe care o aduci, drept mulțumire în sufletul nostru, că nu suntem singuri. Aceasta a fost emisiunea din această seară. Vă mulțumim, dragi români de pretutindeni, și vă așteptăm cu mare drag oricând alături de noi. La revedere!